Pepenele verde nu este doar un deliciu de sezon, cum a spus și Tatiana, îl puteți savura tot anul dacă îl marinați, ceea ce vom face astăzi în platoul Telemagazin. Pentru aceasta am ales o altă gospodină dintre telespectatorii noștri fideli. E vorba de Maria Chilaru de la Fălești și am invitat-o să ne arate cum o face ea. Așadar, puteți lua pixul pentru a vă face notițe. Urmează o rețetă simplă pentru cei mai gustoși harbuși la borcan. Bună ziua și bine ați venit în platoul Telemagazin. Bine v-am găsit. E acel deliciu pe care îl mâncăm permanent, inclusiv iarna. Eu, de exemplu, harbuzul ăsta murat, pepenele verde murat, cu mămăliguță, cu fasole acolo, e ideal în perioada de iarnă. De ce avem nevoie? Care este rețeta pentru început? Deoarece este sezonul acum ca să punem murături pe iarnă, fiecare gospodină cred că își rezervează anume ce dorește să-și pună. Mulți iubesc foarte mulți harbujei murați. Iată, pe când eram noi la părinții, ei puneau foarte des în butoiașe de lemn, în căduțe. Dar trecând timpul mai încoace, am început în borcane, spunem, acest deliciu bun, care pe iarnă îl savurăm cu gust. O cantitate mai mică care probabil își păstrează gustul un pic altfel. Și gustul de acum și în familie, dacă sunt mai puțini, folosesc mai ușor această cantitate. Avem în primul rând nevoie de ingredientele care le punem în borcane împreună cu harbuzul dat. Iată, aici avem ingrediente cum sunt mărarul. Da, sunt verdețul, mărarul. Sunt verdețul, mărarul, pătrunjelul, da. Care dorește, folosește mărarul verde. Eu, în deosebi, folosesc mărarul uscat, care are un specific aparte, un gust. Usturoiul. Așa. Este pipierul, care dorește boabe. Pipierul boabe negru. Nu toți pun, dar eu îl prefer. Zahărul și sarea. Neiodată. E important. Neiodată. Și harbuz proaspăt, să nu fie tare copt, pentru că să nu te deteriorezi miezul. Am înțeles. E important cum alegem peștea mici, de exemplu ăsta, eu aleg după metoda asta. Îi bat un pic și în funcție de sunetul pe care l-aud acolo, pe interior îmi dau seama că bine, e copt. Da. Deci are un sunet perfect acolo pe interior. Vă las să-l tăiați sau începem cu felierea lui? Da. Sau facem... Da. Haideți să facem marinada. Da. Pentru ca marinada să dovedească să se topească zahărul la un borcan de 3 litri. Așa. Punem o lingură mare de zahăr. Okay. Adică două linguri de zahăr și una de sare. Ia. Așa. Proporție de 2 la 1. Deci notați bine acolo. Două linguri de zahăr și una de sare. Și una de sare. Aici avem cât? Vreo 200 de mililitri de apă sau câte? Nu are importanță pentru că borcanul oricum se umplă pe urmă cu apa care cuprinde tot harbuzul. Am înțeles. Aici noi facem că pe parcurs să dovedească să topească sarea și zahărul. Inițial punem sarea și zahărul și amestecăm și punem și boabele. Cineva vă 10 boabe. Bine, 10 boabe, am înțeles, 2 linguri de zahăr, una de sare, 10 usturoiul boabe de piper negru. Usturoiul punem pe parcurs, usturoiul punem printre hrincele. Ca să fie uniform. Da, bine, uniform. Harbuzul, pepenele, cum îl feliem? Eu mă ocup de ceea ce știu mai bine, de marinata lui. Întâi scoatem așa cum căpăcelele. Cum spun căpăcelile. Într-un vas mai mare, îmi reamintesc că și asta era ok. Adică să tăiau bucăți mult mai mari de pepene. Am zis că e copt. Depinde la dorință. Dacă dorim, tăiem rotund. Dacă dorim, în hrinci. Vom tăia rotund. Așa, feliem bucățele astea rotunde. E importantă grosime sau nu? Da, ar fi bine că se poată intra pe gura borcanului. Așa, să păstrăm cumva așa. Și o grosime uniformă, încât să arate și bine atunci când îl scoatem de acolo. Da. Am înțeles? Este. L-am feliat bucățile astea, mai avem încă de acolo, dar e important să avem grijă dacă harbuzul este un pic mai copt așa, să aveți grijă să arate bine miezul, pentru că după aia îl consumăm și na, ar fi păcat să scoatem pe masă o bucată de harbuz care e deja fermentat. Uite așa, le-am tăiat uniform, se vede că sunteți o gospodină versată, pentru că toate bucățile astea de harbuz sunt cumva tăiate uniform. Așa. Apreciez. Iată. Așa. Tăim în două. Și acum facem așa ca să fie hrincele, să le putem așeza în borcan. Așa, frumos.
Începem să le punem în borcan sau da. Cu ce întâi începem? Începem să punem de acum verdeața este spălată, pregătită. Începem borcanul la fel trebuie sterilizat. Da, sterilizat așa. Pentru că altfel ca tari murăturile mai mult. S-ar capace. Spunem așa. Eu verzăturile le rup cu mâna. Nu e nevoie de cuțit. Cuțitul mai schimbă gustul. Da, da. Pune ori metalul din care este confecționat. Pune mințeană mărarul, din câte am observat, țelina. Țelina. Da. Țelina care poate fi și ea consumată dacă da, e bine spălată. Da, este, da. Exact. Așa. Și ea poate fi și spălată, de exemplu, verdețurile astea pot fi și uscate sau doar în stare proaspătă? Proaspătă. Eu ca atare la murături în stare proaspătă. Le uscat numai mărarul. Iubesc. Mai putem și adăuga și altceva, de exemplu, mentă, nu știu, pentru alt gust sau nu e indicat. La butoi se mai adaugă și frunza de vie, vița de vie și frunza de și crenguțele de vișin. Interesant. Dar diferența care e? Doar în cantitate și gustul sau se păstrează mult mai mult hărbuzul? De exemplu, bine, la butoi ar trebui să-l scoatem după o perioadă din câte știu. La butoi se petrecește. Așa, exact. Iată, când punem la butoi, acum punem și un sac de peliculă, pentru că se păstreze mai, se brodeze mai bine acolo. Și iată, peste 8 zile, de acum 8-10 zile, noi trebuie să dezlegăm acest sac de peliculă și să-l petrecim. Am înțeles. Poziționăm harbuzul, deci îl punem acolo, frumos așa. Inițial îi facem cumva un așternut din, din aceste verdețuri și ne străduim să-l aceste punem. Aceste verdețuri putem punem tot pe parcurs, punem. Nu numai la fundul borcanului se pune. Bine, dar bănuiesc că e bine să începem cu ele, pentru că acolo oricum da, da, da. Sunt... În primul rând, așa. Cu ele începem. Deci am pus pepenele roșu, e important, sau harbuzul. Da, vorbim acum simplu. Harbuzul. Următoarea etapă este că mai adăugăm pe parcurs treptat, așa adăugăm și respectiv verdețul. Și verdețul, da, și iată, la fund punem usturoiul. Și usturoiul. Așa. Sunt și gospodine care mai adaugă și altceva. De exemplu, pentru sterilitate sau nici nu mai știu pentru ce, adaugă aspirina. E bine să adăugăm ceva în plus acolo din medicamentele astea sau nu? Nu, la murături nu. Aspirina se adaugă când facem marinate. Aha, roșii, de exemplu, da? Roșii, chiar și harbujii marinați. Acolo de acum și oțet se pune și... Am înțeles, ăștia vor avea un gust așa mai acrișor, da, bun, perfect pentru, cum ziceam, pentru fasole, pentru mahmureală, de exemplu, că mulți și pentru asta îl utilizează. Ia să încerc și eu să fiu și o bucățică de gospodar astăzi, pentru că, na, particip bine la făcut vinul de casă, dar harbujii n-am pus niciodată. Da, trebuie să mărturisesc acest lucru. Bine, în calitatea de bărbat ar fi bine. Are vreo importanță cum alegem harbujii? De exemplu, știu că erau și harbuji mai de culoare albă, din aia cu coajă albă. Da, el ca atare la murături mai mult se preferă harbuzoaicele. Dar cum le deosebim? Păi harbuzoaicele sunt lungărețe. Am înțeles. La mare e harbuzoaică, da? Da. Bun. Dar e un aspect important, pentru că nu de fiecare dată. Uneori avem impresia că hărbuzul ăsta ar putea să aibă o coajă mai subțire. Da, unul mai subțire, altul mai groasă. Există vreo tehnică care ne-ar demonstra că, sau ne-am putea da seama că are o coajă mai subțire sau nu? Păi depinde de culoarea hărbuzului. Ăștii negri au uneori coajă mai groasă. Okay. Cei îndungi au coajă mai subțire. Aha. Am înțeles. Și asta. Mai punem acolo, mai adăugăm. Între timp am mai adăugat verdețuri și mai adăugăm usturoi, așa, pe parcurs, pentru că aia ați spus și de la început. Da, da, da. Și respectiv, boabe de piper negru am adăugat acolo în marinat. Aici le punem așa bine, ca să stea ok. După care mai adăugăm, bănesc eu, din harbuș, straturi așa, unul câte unul, ca să fie cumva un gust uniform. Nu trebuie apăsat tare, că să nu formăm. Am înțeles, că oricum după aia el se el mai... se lasă. Da. Se lasă. Pe parcurs, când se începe a mura, se lasă. De așa. Așa. I-am adăugat treptat, încet, 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 ca să avem grijă respectiv să fie, să arate și bine acolo în borcan. Și uite, un harbujel din ăsta încape într-un borcan foarte simplu. Și foarte ușor. Mai avem încă aici harbuz care la fel așteaptă și abia va veni acolo în borcan. Ia!
Cred că un harbuz din ăsta, nici nu puteam imagina că încape într-un borcan din ăsta de 3 litri. Da. Cât de simpatic. 2 kg, 3. Încape acolo. Da. Foarte bine. Foarte bine, perfect. Mai avem puțin timp la dispoziție și vom încerca foarte rapid principiul ăsta să adăugăm tot. Deci, vedeți, totul se întâmplă treptat. Adăugăm verdețuri, mai adăugăm din pepene verde, din harbuz. Mai punem usturoi, respectiv marinadul l-am pus la început. Cei care au pierdut acest moment, nu uitați că avem nevoie de 2 linguri de zahăr, una de sare și 10 boabe de piper și negru. Și undeva 5-6 căței de usturoi. Și 5-6 căței de usturoi. Cât timp îl putem păstra conservat, harbuzul ăsta? Mult timp. Peste 10 zile, de acum el se murează. Așa? Și e de dorit să-l dăm undeva la rece, în beci, ori într-o încăpere unei rece. Mai adăugăm aici harbuz? Sau da, e suficient? Da, mai da. Mai încape? Da. Mai încape, pentru că, da, ați zis că se și lasă acolo. Și la final, după ce am aranjat totul bine în borcan, nu facem altceva decât să adăugăm și marinadul, nu? Da, marinadul care l-am făcut și bine. Mai punem apă, mai adăugăm apa până se umple borcan, până prinde harbuzul. Iată, avem marinadul ăsta, nu ne alintăm și turnăm tot absolut acolo. Mai încape unul. Mai încape? Da. Ia uite. Așa, și mai punem și verdețuri peste? Aici, deasupra frumos. Bine, așa, am înțeles ca să-și ia și de aici gust de uștean și de patronjel. Da, peste toate trebuie să-și iei gustul. Sunt importante, dar nici nu se mai discută faptul că verdețurile astea au cumva un aromă așa de grădină, un miros de grădină. Ești de casă. Hai să vină marinadul aici, tot absolut, v-am zis că îl turnăm. Iată. Și vedeți că nu s-a umplut, dar mai adăugăm apă ca să umplem borcanul, să completăm tot acolo. Da, da. Iată, în felul ăsta, să nu vă fie frică. Cât apă trebuie să punem mai până aici, până la gura borcanului? Da, până la gura borcanului. Așa. Acoperi. E regulă? Sau mai turnăm? Da, da, de ajuns, de ajuns. Așa, pentru că el când se murează, se umflă, se mai crește. Se mai umflă. Ce facem? Care e următoarea etapă? Îl conservăm sau îi punem un capac din plastic? Îi punem un capac de plastic până se murează. Aha. Și pe urmă îl facem cu căpăcele de... E nevoie să facem anumite manipulări cu borcanul, să mișcăm ca să da, se mai mestece? Da, ar fi bine, iată, după ce vedem că el se ridică în sus puma și de acum este murat, să-l întoarcem de câteva ori așa, cu fundul și cu... În butoi noi putem să facem asta, manipulările, da, astea, da, dar aici în borcan tot trebuie așa o leacă zgâfântă. Da, e nevoie de ca să își intre tot absolut în rol. Pentru că are loc procesul de fermentare și am înțeles că, da, ziceați de faptul că trebuie un capac din plastic. Peste câte zile sau care este perioada când îl putem conserva deja final? Peste 8 zile, 10 așa. 8-10 zile este perioada. De acum când se ridică spuma aici în sus și schimb culoarea. Arbuzul începe a schimba culoarea. Perfect. Doamna Maria, vă mulțumim pentru sfaturi, pentru că sunteți o gospodină absolut desăvârșită. Eu promit că voi avea grijă de acest borcan în 8-10 zile să-l conservăm și să-l arătăm și la iarnă telespectatorilor sau efectiv, de ce nu, să veniți să-l gustăm chiar aici în platoul Telemagazin. Cu drag. Vă mulțumim, sănătate și vă așteptăm să reveniți în platoul Telemagazin.